Președinta Comisiei Juridice, deputată Partidului Acțiune și Solidaritate, Olesea Stamate, susține că știa despre avizele negative ale guvernului pentru amendamentul ce viza majorarea exagerată a salariilor pentru judecătorii curții constituționale. Eu am citit amendamentele și știam că avizul din partea Guvernului este negativ. Amendamente au fost două, din partea mea, în tot setul care a fost prezentat Guvernului. Pe unul dintre acestea a fost aviz pozitiv, pe ultimul a fost aviz negativ. Cumva am vrut să abordăm subiectul acesta în plenul Parlamentului cu deputații și ulterior să discutăm și cu Guvernul, dacă nu cumva a fost admisă o eroare. În cazul în care era admisă eroare, probabil Guvernul putea să-și revizuie avizul a declarat președinta Comisiei Juridice. Deputata PAS susține că a dat citirea amendamentelor, ceea ce nu este o încălcare a legii. Unde-i încălcarea? Nu este o încălcare să citești. Eu am dat citirea amendamentului și l-am propus votării. Considerăm că era la mijloc o eroare tehnică și guvernul urma să-și revizuia avizul, a declarat Stamate. Amintim că majorarea salariilor judecătorilor Curții Constituționale nu a fost acceptată de guvern în cadrul ședinței din 3 decembrie. Chiar și așa, modificările operate la buget au fost votate în cadrul ședinței din 6 decembrie a Parlamentului. Ulterior, președinta Maia Sandu a întors Parlamentului legea prin care se majorează salariile magistraților CC.